150 de invitați, reprezentanții de asociații de proprietari, operatori de termoficare și primari din Chișinău și din peste 15 orașe din România dovedesc un interes crescut față de contorizarea individuală cu distribuirea pe orizontală în sistemul centralizat de termoficare. Pentru noi este un moment foarte important pentru că dacă acum 3 ani și jumătate ne-am asumat niște angajamente față de comunitatea în care am început să lucrăm, este normal ca din când în când să existe un moment de bilanț în care spunem ce am reușit să facem și ne angajăm la alte acțiuni pentru viitor. Acțiunea de astăzi este o acțiune benefică, este o acțiune care mi-aș dori o să se întâmple la nivel național și prin ceea ce au realizat cei de la Veolia, mă refer aici la contorizarea individuală pe distribuție pe orizontală, cât și la investițiile care le-au făcut în retehnologizarea instalațiilor și a tuturor echipamentelor, să aducă un serviciu public util consumatorilor și de bună calitate. Contorizarea individuală cu distribuirea pe orizontală în sistemul centralizat de termoficare se dovedește a fi o soluție eficientă pentru alimentarea cu apă caldă și căldură în blocurile de locuit. Aceasta este concluzia la care au ajuns specialiștii Veolia Energie Iași. Spre exemplu, anul trecut, într-o lună, la un apartament de 2 camere de 50 de metri pătrați, un locatar a plătit suma de 110 lei, iar cu sistemul de contorizare individual doar 36 de lei. Nu am întâlnit alt model prin care apartamente deconectate de la sistemul centralizat să revină la sistemul centralizat. Eu nu sunt un fan necondiționat al distribuției orizontale și al sistemului, dar în situația concretă în care mi-arăți un bloc cu 50% deconectați, care revin la sistem centralizat când în 99% din cazuri dispărea complet blocul respectiv din sistemul centralizat, este o realizare excepțională. În Iași, la momentul actual, locuitorii a 3 blocuri beneficiază de sistemul tehnic. În curs de execuție sunt 6 și 4 în fază de proiectare. Contorizarea individuală are mai multe beneficii. Printre acestea se numără independența față de vecini, protecția mediului înconjurător și costuri mai mici pentru un confort crescut. Cu ajutorul acestui contoar individual care este instalat în fața ușii, putem să eliminăm răi platnicii, care nu mai influențează toată scara, să opresc la toată scara, că n-au plătit unul sau doi debitori. Persoanele care au centrală de apartament, nu au revenit la sistemul, au fost de acord să revină la sistemul centralizat. Foarte simplu, adică nu au fost probleme de convins oamenii sau de discutat cu oamenii, fiindcă au înțeles avantajele sistemului. În primul rând, ei vor avea două surse de încălzire. Noi ceilalți care suntem la sistemul centralizat avem avantajul că plătim cât consumăm și avantajul este că vom avea apă caldă la orice oră de zi și din noapte, apă caldă în parametri. Deocamdată apa caldă depinde de consum, cum deschide vecinul de sub mine. Vom continua, bineînțeles, tot ce înseamnă investiții și lucrări de modernizare și de reabilitare. În primii 3 ani de contract am investit peste 28 de milioane de lei, peste valoarea asupra căreia ne-am angajat în contractul de delegare semnat cu primăria. Anul acesta și anul viitor vom continua investițiile atât pe parte tehnică, pentru a eficientiza echipamentele de producție și pentru a înlocui rețelele primare și secundare. Aceste acțiuni se vor alătura proiectului european derulat de primărie chiar de la începutul acestui an, acela de a înlocui 25 de kilometri de rețele primare și 50 de kilometri de rețele secundare cu finanțarea europeană, un proiect deja câștigat de municipalitate. Vom continua, bineînțeles, investițiile în racordarea și atragerea de noi clienți. Conferința comercială, termoficarea centralizată, pași spre viitor, siguranță, calitate, costuri mici și grijă pentru mediu a fost organizată de Veolia Energie Iași.